Salut băieți, eu sunt Dani și bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17. Astăzi vom filma draft spre glorie. Sper ca de fiecare dată să câștigăm draftul, dar sper ca de data asta să primim și noi ceva bun la pachet. De caz văzut, de fiecare dată câștigăm draftul, ne muncim să câștigăm cele 4 meciuri, a zis că nu e destul de ușor. Și când e la pachete, nici măcar 15.000 de coins noi recuperăm. Am mai zis asta și în episodul trecut, dar până la urmă asta e adevărul, nu înțeleg ei de ce face acest draft. Până la urmă ar trebui să-ți dea măcar să recuperezi și tu banii, așa ar fi normal. Și acum să plătim și 15.000 de coins. 5-2-2-1, 4-5-1 attack, 4-4-2 holding, 3-4-3 flat și 4-3-3 holding. Vom merge pe 4-3-3 holding. Bale, Pepe, Lewandowski, Messi, Neymar. O să mergem cu Bale. Cordoba, Moreno. Nu știu pe cine să iau, sincer. O să-l iau pe Terio, pentru că a jucat la Steaua. Bine, nu sunt stelist, dar îl iau de data singurul care știa. Mertens, Royce, Neymar. Mergem cu Neymar. Cred că e bestia acest Neymar de 94 cante. Și l-a jucat pe cante, nu l-a luat niciodată pe cante. Chiar și curios, toată lumea laudă pe cante. Cam asta e echipa, din păcate nu am primit nimic bun. Am uitat, mai trebuie să iau un portar, dar nu am primit nimic bun. Asta e problema. Totuși, cred că echipa e destul de bună, păcat că nu avem chemistry. Vom face așa doar pentru a da chemistry celorlalți, iar în minutul 1 vom schimba și îl vom băga pe Ibra în atac. Îl luăm pe Pep. Echipa de 86, 93 rating. Până la urmă, 93 rating nu e destul de rău. Putem, cred eu, să ne descurcăm cu 93 chemistry. Tot ce avem, Neymar are 10, Bale are 10. Jucătorii sunt foarte buni, în schimb sistemul este unul foarte greu de jucat și nu ne ajută nici chemistry-ul. Ai o șansă mai la post. Ibrahimovic, putem pleca pe un contraatac prin Zlatan. Zlatan. Pasă bună către Modric și deschidem scorul. Luka Modric. 1-0. Și Ibra acum, Ibra. Finez, 2-0, Zlatan Ibrahimovic. 2-0, e bestie acest Zlatan. Dacă ar avea un pace puțin mai mare, ar fi atacantul ideal. Ibra recuperează excelent. Kante către Ibra. Neymar către Ibra. Ibra acum înaintează. O pasă către Kante. Kante în fața golului. 3-0, minutul 17. Cred că e gata meciul, sincer. Cred că e gata. Un contraatac prin Ibrahimovic. Ibrahimovic, 4-0. 4-0, Zlatan Ibrahimovic. Asistăm la primul range quit. 4-0, adversarul s-a plictisit să joace și a ieșit. Să vedem și echipa oponentului cu Ronaldo, Morata, Messi. O echipă de 87 cu 95 chemistry. Începe meciul, mingea la geamă către Neymar. Neymar. Fentă bună a lui Neymar, mingea la Mascherano. Mascherano către gustă din nou, gol.
Casă din nou către Ibra. Ibra ține bine de minge, pasează. Cante acum, Cante către Bale. Bale o pasă bună, Ganso din nou și Ganso 2-0. Ganso cu golul. Shoot gol. Ibrahimovic se întoarce bine spre poartă. Ia-n spart televizorul, Ibrahimovic pasă către Modric. Modric, ce ratare! Neymar pleacă foarte bine, nu prea ne apărăm bine aici și Neymar, ce gol frumos din nou. Zuma pasă către Kanté, Kanté pasă către Ibra, Ibra la lung, 4-2. Și e cam gata, e cam gata. Băieți, îmi pare foarte rău, nu știu ce s-a întâmplat, nu am reușit să filmez meciul 3, l-am câștigat cu 6-2, îmi este foarte, foarte negat pentru că a fost un meci absolut genial, skill-uri incredibile, goluri incredibile, deci un meci foarte, foarte frumos și chiar îmi pare rău că nu știu ce s-a întâmplat, nu mi-a filmat la PlayStation, nu știu, mi-a dat o eroare când l-am descărcat în calculator. Dar sperăm că ne revanșăm acum în finală și câștigăm. O echipă de 86, exact cum a zis Sarri, chemistry 96, ceea ce e foarte bine pentru el. Degeaba am întâlnit adversarul tot timpul cu chemistry destul de mic. Un șut și este 1-0 din păcate. 1-0, Kevin Prince, Boateng deschide scorul. Pasă bună către Ibra. Ibrahimovic în fața golului și egală în minutul 10. Zlatan Ibrahimovic marchează. E Ganso către Bale. Bine Bale, Ganso! Ganso din nou, gol! Ganso! 2-1, minutul 18. Pasă bună către Ibra, Ibra în fața golului, Ibra, 3-1, Zlatan Ibrahimovic, 3-1. Bine, Kanté, bravo, Kanté, aoleo, Bale, 3-2, Gareth Bale. Se pare că a fost inspirat cu introducerea lui Gareth Bale. Ibrahimovic în fața golului, Ibra pune bine corpul, Ibra, 4-2, Zlatan Ibrahimovic. Oh, e genial acest Zlatan. Jordi Alba, 4-3, Jordi Alba, primim prea ușor gol, nu e normal deloc. Foarte, foarte bine Neymar, pasă. Din nou către Neymar, Neymar, Pjanic în fața golului, Pjanic 6-3, ce bombă așa, dar Pjanic, ce bombă! Să vedem și cele 4 win-uri și să vedem ce primim, 3 pachete, 2 rare gol și un premium gol pack, e destul de bine, a fost să vedem ce ne pică. Deschidem Premium Gold Pack. E un CDM, e... Warren Blom. Din am auzit. Rare Gold Pack și... E un CM, e Koki, cred. Nu, e Gabi de la Atletico. Mie va pica un walkout. Deci am eu o presimțire. E Arda Turan. Mesurile. Ăsta a fost episodul Draft spre Glorie. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, un subscribe
Eu mi-am făcut datoria să câștig acest draft din nou. Dacă EA nu vrea să ne dea și nouă un walkout ceva, să simțim și noi că ne este răsplătită munca asta, pentru că am câștigat cel puțin 7-8 drafturi la rând și nu am primit nimic pe plus. Deci, mulțumesc că mă urmăriți și lăsați și voi un comentariu ce părere aveți. Cine este mai bun, Ronaldo sau Messi? Mersi că te-ai uitat și nu uita să-mi distribui și mie videoclipul pe Facebook dacă ți-a plăcut cu adevărat. Ne vedem data viitoare. Pa!